Ce credeți că este pomul ăsta mare? Este un păr pădureț, un păr sălbatic. Dar cu ajutorul Dumnezeu l-am altăit. Și sunt diferite feluri de pere în el. Dacă se vede, dacă puteți observa, sunt foarte mulți muguri de rod. Anul ăsta are multe pere. Dacă Dumnezeu va avea milă de noi și nu va trimite un ger, o brumă, după ce înfloresc. Iar aici, el, părul ăsta bătrân, are aici și un puișor. Ia uite, puiul ăsta, la care i-ar tăia crengile lui și l-am altuit cu 2, 4, 5, 6 feluri de pere. Ia uite-l. Uitați-l cum arată. Gata. L-am altuit. Și acum așteptăm. Iar în vârf aici, i-am lăsat și din cele sălbatice, asta de aici, ca să vadă cineva și o pară de aia mică pădureață, care aproape nici nu se poate mânca. Cred că acum se văd mugurii de rod. Ăștia galben mai umflați așa. Ăștia sunt perele. Ia uite. Cu ochiul liber să văd până acolo sus, în vârf. Multe pere, Doamne ajută să se facă. Da. Și atunci, pe câmpuri, prin păduri, sunt asemenea peri pădureți. Ar putea fi altoiți. Și când trece pe acolo un călător să oprească, să ia și el câteva pere, să-și răcorească sufletul, cum se spune în popor. Dar credeți dumneavoastră că dacă vede perele, ia numai câteva? Nu, frate, scoate traista, scoate sacul din portbagaj și ia tot, să nu mai rămână nimic pentru cei care mai vin după el. Dacă se poate, dacă se grăbește, rupe crengile și o să le culeagă de pe crengi acasă. Dar le rupe și le bagă în portbagaj. Ce frumos ar fi dacă oamenii ar face așa ceva. Iar aici vedeți un măceș. Măceșul ăsta, i-am lăsat și lui o creangă aici de măceșe. Asta roșie. Ia uite, asta este a lui. Vedeți? Asta este a lui. Și iată și pe ăsta câte pere sunt pe măceșul ăsta. Ia să dau mai aproape să vedeți perele. Uite, ăștia sunt perele. Viitoarele pere. Ia uite-le. Uitați-le. Ia uite-l. Care măceș? Măceșul ăsta de aici. Ăsta sălbatic. Ia uite ce e în spate pe aici. Uite, ăsta e măceșul. Uite-l acolo, ia. Uite ce face. Mărăcini și ghimpi. Dar altoit poate să facă ceva. Vezi? Și oamenii mai trebuie altoiți când sunt copii. Că dacă îi altoiți părinții în sens de educație religioasă și profană, atunci poate iasă ceva din ei. Ce minunat! Cu ajutorul lui Dumnezeu! Frumos! Și aici un nuc. Când se face mai mare, pe platou ăsta de aici, să punem o bancă și sub nuc acolo să citim cărți religioase. Să citim PSB-uri, părinți și scriitori bisericești, pentru că e un aer minunat aici, când toate pădurile astea vor înverzi. Ia uitați-vă ce frumos este. Acolo, pe dealurile astea, sunt numai păduri, nu se văd că bate soarele din partea cealaltă. Sunt păduri de jur împrejur. Oh, ce minunat! Este și un parfum aici, Chanel 5, adică miros de bălegar, de capre și de oi. Natural, asta e situația. Ce frumos, ce minunat! Și așteaptă mugurii de la Visa de Vie să plece în vegetație. Ia uitați ce frumos! Ce frumoase sunt terasele astea! Da? Trebuie dată iar cu motosapa, tăiată iarba. Oh, câtă treabă e, Doamne ajută! Și cu ajutorul Dumnezeu am dorit să rezolvăm încă o problemă, adică porțiunea asta dintre pom să o facem arabilă. Să fie pământul bun pentru cultură. Și iată, am pus cu ajutorul Dumnezeu roabe de bălegar. Aici am avut să punem și nisip, dar nu mai am deocamdată. Și iată, mă bucur pentru porțiunea asta. Ia uite. Ia uite. Oh, da, până aici e bine. E bine, da.